Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi prieteni, l-am însoțit pe Avram până la punctul în care el se îndreaptă către Canaan, pentru că aceasta este țara pe care Dumnezeu a promis că o va primi. Am mai văzut care era condiția omenirii la momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Deși nu erau prea departe de evenimentul potopului, oamenii se îndepărtaseră din nou de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu îl cheamă pe Avram afară din țara lui și din familia lui. Țara aceea era o țară cu oameni idolatri. Părinții lui Avram erau și ei închinători la idoli. Pentru ca Dumnezeu să dezvoltă o națiune credincioasă față de el, era nevoie de această mutare. Cred că ați observat, de asemenea, că ascultarea lui Avram nu a fost spontană și completă. A trecut ceva timp până Avram a ascultat Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, el n-a ascultat exact ceea ce îi spusese Dumnezeu, pentru că el a luat cu el Pelot, fiul fratelui lui. Acest mic element avea să dea destulă bătaie de cap lui Avram. Dar, în cele din urmă, Avram ajunge în Canaan, iar noi suntem la versetul 6 al capitolului 12. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Observați ceea ce spune Biblia aici despre descendenții lui Ham. Erau în țară. Cu alte cuvinte, ei întemeiaseră o țară. Doresc să adaug aici ceva foarte important. Foarte mulți oameni cred că Avram a lăsat în urmă un loc groaznic și s-a dus într-un loc mai bun pe care Dumnezeu i l-a oferit. Vreau să vă spun că este o opinie falsă. Arheologia ne arată că această țară de unde provenea Avram, țara Ur, era una dintre cele mai civilizate la acel moment. De fapt, Avram și Sara aveau apă curentă la ei acasă. Era un oraș prosper cu multe facilități. Aceasta pe când cananiții erau un popor barbar, necivilizat. Deci, Avram nu căuta un loc mai bun venind în Canaan. El a venit acolo în urma poruncii lui Dumnezeu. A fost ascultător și luați aminte la ce se întâmplă. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis, Toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. Este vorba de versetul 7 din capitolul 12. De această dată mă refer la faptul că Dumnezeu se arată lui Avram. Avram are acum o altă percepere cu privire la Dumnezeu și zidește un altar. Ceva s-a schimbat în atitudinea lui Avram. Mai mult, de la prima întâlnire pe care Dumnezeu a avut-o cu Avram, Dumnezeu nu i se mai arătase până acum. Dragii mei, unul din motivele pentru care nu suntem întotdeauna binecuvântați prin citirea cuvântului lui Dumnezeu este acela că Biblia condamnă. Nu trăim la înălțimea luminii, a chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Cu cât îl ascultăm mai mult pe Dumnezeu, cu atât suntem mai binecuvântați. Vedem din experiența lui Avram că Dumnezeu nu i s-a mai arătat până ce el nu s-a mutat acolo unde Dumnezeu îi ceruse să se mute, și până când ascultarea lui de Dumnezeu nu s-a modificat. De acum, Avram construiește un altar, ceea ce devine o trăsătură constantă în viața lui Avram. El, așa cum o să vedem, va construi mai multe altare pe parcursul vieții sale. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de betel și și-a întins cortul, având betelul la apus și ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Atunci când ajunge în țara pe care Dumnezeu i-a promis-o, face două lucruri. Mai întâi își întinde cortul. Acest lucru este ca și când și-ar fi cumpărat o casă. Numai că această casă a lui Avram era un cort. Aici avea să trăiască Avram de acum înainte. Următorul lucru pe care îl face Avram este construirea unui altar. Aceasta este o mărturie a prezenței lui Dumnezeu în acel loc, iar Avram a făcut lucrul acesta peste tot pe unde a umblat. El a dus această mărturie a prezenței lui Dumnezeu peste tot pe unde l-au dus pașii. Și cred că lucrul acesta, dragi prieteni, trebuie să fie o lecție pentru noi. Cred că trebuie să ne întrebăm noi ce fel de mărturie avem. Pentru a avea o mărturie a prezenței lui Dumnezeu nu este nevoie să lăsăm scrieri creștine sau să ne lipim pe pereții casei sau pe mașină tot felul de semne care să indice că suntem creștini. Nu este vorba de așa ceva. Nu cred că Avram a făcut mare caz de altarul pe care l-a zidit. Mi-l imaginez ca pe o construcție simplă, nesofisticată, dar un loc unde sufletul lui Avram se închina lui Dumnezeu. Cred că locuitorii Cananului și-au dat imediat seama de faptul că Avram este un slujitor al lui Dumnezeu. Ceea ce constituie o mărturie a prezenței lui Dumnezeu este modul de viață pe care îl ducem. Avram și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miază zi. Se pare că Avram avea picioare zdravene. Începe să se mute din nou. Interesant această schimbare din viața lui Avram. Dintr-un sedentar, mă refer la faptul că a trăit într-un oraș, de acum devine nomad, mutându-se din loc în loc. El este în căutarea unei clime mai calde acum. Dar în felul acesta ajungem la o a doua etapă neagră din viața lui Avram. Despre ce este vorba? A venit însă o foame în țară și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foame în țară. Avram era deja în țara promisă și să nu uităm era o promisiune de binecuvântare. Nu găsim niciun indiciu cum că Dumnezeu i-ar fi spus să plece din acea țară. Dar țara era cuprinsă de foamete și îmi imaginez că într-o dimineață Avram dă la o parte învelitoarea cortului său și spune Sara, se pare că toată lumea pleacă de aici înspre Egipt. Știi bine că este foame în țară și se pare că este din ce în ce mai greu. Poate că ar trebui să ne gândim și noi să plecăm ca toți ceilalți. Presupun de asemenea că Sara a spus și ea. Cum spui tu, Avrame? Eu sunt soția ta și merg acolo unde mergi tu. Poate, după alte câteva zile, după ce Avram a mai vorbit și cu alte persoane care treceau un drum spre Egipt, el a decis să împacheteze și să plece și el. Astfel, au ajuns Avram și Sara în Egipt. Încă o dată, observați că nu Dumnezeu le spune să facă lucrul acesta. Ultima dată când Dumnezeu i s-a arătat lui Avram, i-a spus, Avrame, aceasta este țara pe care ți-o voi da. Tu vei fi o binecuvântare și eu te voi binecuvânta pe tine. Se pare însă că Avram nu l-a prea crezut pe Dumnezeu. El se duce în Egipt. Biblia prezintă Egiptul ca o imagine a lumii fără Dumnezeu, este o imagine mereu prezentată în paginile Bibliei cu privire la această țară. Dar, către acea țară se îndreaptă Avram. Este uimitor cât de puternică este atracția aceasta a lumii pentru creștini. Îi aud pe mulți dintre ei spunând: Știți, nu pot veni la biserică pentru că noi lucrăm toată săptămâna și suntem foarte obosiți. Ei bine, cred că cei mai mulți oameni au parte de același regim. Majoritatea oamenilor lucrează. Numai că atunci când este vorba de vreo distracție, nu prege să stea toată noaptea fără să se mai gândească la săptămâna de lucru. Cum vi se pare această situație? Cred că dacă l-ați fi întâlnit pe Avram pe drumul lui către Egipt și i-ați fi spus Avrame, stai puțin, ești spun drum greșit. Ar fi putut să vă dea mai multe motive pentru care el se ducea acolo. Putea să spună, uitați-vă la oile mele, uite în ce hal au ajuns. Nu este un pic de iarbă aici, iar în Egipt sunt pășuni atât de frumoase. De ce aș rămâne? Oricum, problemele apar imediat și mai ales din partea lui Sara, care era o femeie foarte frumoasă. Versetele 11 și 12 ale capitolului 12 Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, Iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Așa cum probabil ați auzit, pe malul din partea de nord-vest a Mării Moarte, în peșterile de pe acest mal, au fost găsite niște suluri foarte vechi, conținând scrieri biblice. Ele sunt cunoscute ca fiind sulurile de la Marea Moartă sau Cumram. Printre aceste suluri, aceste manuscrise, a fost găsit un set care stătuse în aceste formă atât de mult încât cei care l-au descoperit s-au temut să-l desfacă pentru a nu se rupe. Au putut totuși vedea un nume, Lameh, și au crezut că este vorba despre niște scriere apocrife și le-au numit Cartea lui Lameh. Dar cât de mult s-au înșelat, au înțeles abia când un muzeograf din Israel a cumpărat sulurile și a început să le desfășoare pentru a citi. Astfel, cercetătorii au găsit că acele suluri conțineau capitolele 12, 13, 14 și 15 din Cartea Geneza, dar nu așa cum le avem noi în Biblie, ci mai degrabă o interpretare a lor. În partea care se ocupă de capitolul 12, cel pe care și noi îl studiem acum, este făcută o descriere a frumuseții soției lui Avram, Sara. De asemenea, același manuscris oferă o descriere a călătoriei pe care Avram o face prin țara Cananului pentru a-i vedea frumusețile. Este, deci, o confirmare a ceea ce spune Biblia cu privire la aceste evenimente. Vis-a-vis -vis de felul în care arată țara astăzi, spre deosebire de cum arăta ea atunci când i-a fost promisă lui Avram. Cred că în cartea de Uteronom găsim suficiente explicații a acestei diferențe. Oricum, pe perioada foametei, Avram părăsește țara și se mută în Egipt. Pe măsură ce se apropie de Egipt, el recunoaște că s-ar putea să aibă probleme din pricina frumuseții soției sale, așa că îi spune sarei, spune rogute că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorităție. Acum, nu știu cum calificați dumneavoastră cuvintele lui Avram, dragi ascultători, dar mie mi se par că, pe jumătate, cel puțin, ele nu sunt adevărate. Este adevărat că temerile lui Avram erau fondate, pentru că faraon o ia pe Sara pentru haremul lui, dar tot nu se justifică gestul lui Avram. Din cartea Estera aflăm că, pentru ca o femeie să devină soția unui conducător important, ea trebuia să treacă printr-o perioadă de pregătire specială. Pe parcursul acelei perioade prin care trecea acum și Sara, Dumnezeu lovește pe faraon și pe casa lui cu mari urgii din pricina lui Sara. Urmăriți ce face faraon. Vă citesc versetele 18, 19 și 20. Atunci faraon a chemat pe Avram și a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis, este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum iată-ți nevasta, ia-o și pleacă, și faraon a dat poruncă să-l petreacă pe el, pe nevastă sa și tot ce avea. Faraon recunoaște că ceea ce a făcut nu este bine și vrea să repare greșeala. Dar vedeți, Dumnezeu, deși veghea asupra lui Avram și Sara, nu li se mai arată acestora. Aceasta se întâmplă pe toată perioada șederilor în Egipt. Mergem să mai departe și în capitolul 13 îl însoțim pe Avram în întoarcerea lui în Canaan. Aici este locul unde Lot se desparte de Avram și se îndreaptă spre Gomora. Să ascultăm însă Cuvântul lui Dumnezeu. Avram s-a suit din Egipt în țara de la mează zi. el, nevastă sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. După cum vedem, Avram era un om foarte bogat. El s-a dus undeva departe de Ierusalim, spre Betel. Ceea ce este foarte frumos cu privire la Avram este că mereu găsește puterea să depășească căderile și să se întoarcă către Dumnezeu. Din țara de la mează zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Asemenea unui fiu risipitor, el se întoarce mereu la altar, mereu la Dumnezeu dar și brațele lui Dumnezeu sunt mereu deschise. Dar tot acum apar și consecințele primei neascultări. Lot nu o dusese nici el prea rău în Egipt. De acolo se întoarce destul de bogat. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună s-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Vă aduceți aminte probabil că atunci când Dumnezeu îl cheamă pe Avram pentru a-l binecuvânta, îi spune să iasă din țara lui, dar și din familia lui. Acum, Avram a părăsit țara, dar nu și familia, pentru că l-a luat cu el pe Lot, fiul fratelui său. Este demn de admirat interesul pe care Avram îl are pentru cei din familie, dar atunci când este vorba de conflictul cu voia lui Dumnezeu, merită să te gândești puțin mai mult la aceasta. În data ce se întorc în Canaan, încep problemele. Acum este vorba doar de această neînțelegere între slujitori, dar este numai începutul. Cuvântul lui Dumnezeu, dragi ascultători, este minunat atunci când îi dai voie să-ți vorbească. Observați, vă rog, că întorcându-se din Egipt, Avram aduce cu el două lucruri care îi vor cauza multe probleme. Mai întâi, este vorba despre bogățiile pe care le-a adus din această țară. Apoi, a adus cu el din Egipt o mică menajeră pe nume Agar. Despre ea și necazurile pe care le-a produs o să vorbim puțin mai încolo. Să ne întoarcem mai întâi la bogății. Din pricina lor, Avram trebuie să se separe de lot. Ei ajung la neînțelegeri din pricina bogăților. Ați observat cu siguranță mențiunea făcută aici cu privire la cananiții și fereziții care locuiau în țară. Îngrijitorii turmelor lui Avram și cei lui Lot încep să se certe între ei, tensiunea extinzându-se apoi și la stăpânilor, la Lot și Avram. Probabil cananiții și fereziții care au asistat la cearta lor și-au șoptit. Hehe, <hăhă> uite-te la ei! Când Avram a venit aici și a construit acel altar, ce părere bună ne-am făcut despre el! dar acum... Nu cred că aceste popoare au fost foarte încântate de ceea ce vedeau. N-aș vrea să supăr pe cineva. Nu vă cunosc, dragi ascultători, și nu cunosc localitatea dumneavoastră, localitatea în care trăiți, dar aș vrea să vă întreb care este relația pe care o aveți cu celelalte biserici. Este armonie, înțelegere între voi, sau aveți neînțelegeri și dispute? Vreau să vă spun că oricare ar fi motivele neînțelegerilor, disputelor pentru omul nemântuit, acestea nu aduc nimic bun. Probabil își spune că, dacă așa este creștinismul, nu vrea să aibă de-a face cu el. Domnul Isus nu spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ai mei, dacă vă susțineți doctrinele diferite cu orice preț. Nu. El ne îndeamnă la dragoste, la înțelegere, la iertare. Domnul a spus, aveți dragoste unul pentru altul, căci prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dragii mei, Vreau să vă spun că fereziții și cananiții știu imediat când biserica este frământată de lupte interne. mi amintesc că un unchi al meu n-a vrut niciodată să se întoarcă cu inima lui către Dumnezeu. Atunci a mea plângea și zicea mereu, nu vrea să asculte. Dar știți de ce nu voia unchiul meu să asculte? Împreună cu ei mai locuiau o mătușă de-a mea și obișnuiam să mai merg pe la ei pe la cină seara. Nici nu vă închipuiți ce meniu aveau. Predicator prăjit. Una din mătuși mergea la o biserică, cealaltă la altă biserică. Atunci când se întâlneau la masă, în conversațiile lor, fiecare și apăra predicatorul, pentru că apoi se înceapă să înceapă să-l critique și apoi să discute despre toate bârfele de prin biserică. Eu mă uitam adesea la unchiul meu. El nu spunea nimic. Mânca liniștit, apoi se ridica de la masă și se ducea să se întâlnească cu prietenii lui. Când se întorcea seara acasă, nu era beat, dar se cunoștea că băuse ceva. Niciodată mătușile mele n-au reușit să-l aducă la vreo biserică. Asemenea lui sunt mulți alții pentru care și noi suntem răspunzători, dragul meu prieten. Prin conflictele pe care le inițiem și întreținem, nu facem decât să-i ținem pe oameni departe de biserică. Cananiții și fereziții încă locuiesc în țară. Ei sunt în fiecare țară, în fiecare loc. Ei sunt lângă fiecare biserică. Dar să citim versetele 8 și 9 ale capitolului 13. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu i are toată țara înaintea ta? Mai bine desparte de mine. Dacă a tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă a tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. După cum observați aici, apar consecințele unei neascultări complete a lui Avram. Țineți minte când Dumnezeu îi zisese lui Avram să iasă din familia lui. El a și din țară, dar l-a luat pe lot cu el. Iată că tocmai lot este cel care îi creează probleme. Ele nu se termină aici, după cum vom vedea mai târziu. Modul în care rezolvă Avram această problemă ne arată totuși calitatea caracterului său. Nu cred că oricine poate face un asemenea lucru. El a spus lui lot să ia tot ce vrea și el se va mulțumi cu ce rămâne. Este dovada unui caracter impresionant. Și uitați-vă la ce alegere face Lot. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici domnul Sodoma și Gomora până la țoar, era ca o grădina domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canan, iar Lot a locuit în cetățile din Câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Interesant alegere, nu-i așa? Poate că Lot visa de mult la cele locuri. Chiar de când venise în acele locuri a remarcat frumusețea și bogăția lor. Poate că seara se uita din cortul lui și îi spunea soției lui, Ce locuri frumoase! Tare mi-ar plăcea să fie numai ale mele!" Dimineața când se trezea și vedea vitele lui Avram mergând pe acele câmpuri, se gândea, oare ale mele vor mai avea ce să mănânce? Când i s-a oferit posibilitatea să aleagă, știți ce direcție a ales? Vedeți, dragii mei, omul nu cade dintr-o dată. Este un timp în care el pregătește parcă această cădere. Îți așez corturile către Sodoma și așa începe totul. Lot și-a ridicat ochii, a văzut câmpia și-a luat-o în acea direcție. Din păcate, a fost cea mai mare greșeală a lui. Ceea ce nu știa Lot era felul acelor oameni din Sodoma, modul lor de viață. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Ce înseamnă această răutate a oamenilor din Sodoma și Gomora, vom vedea mai târziu. Și vom vedea mai târziu cât de mare era această stricăciune a oamenilor din Sodoma. Ceea ce vreau să mai adaug este că descrierea răutății acelor oameni seamănă foarte bine cu o radiografiere a lumii moderne. Dacă Dumnezeu nu procedează la fel cu noi, așa cum a procedat cu Sodoma și Gomorra atunci, este numai pentru că El este nespus de milos și plin de îndurare. Dragul meu prieten, Avram este un bun exemplu pentru noi. Ascultarea, ca și neascultarea lui, sunt lecții pentru fiecare dintre noi. Vom continua să învățăm din viața lui Avram, acest mare om al credinței, om prin care omenirea a primit multe binecuvântări. Până atunci, însă, rămâneți cu har și pace. Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twr_romania. Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.